Vi s-a întâmplat vreodată să așteptați un răspuns care nu avea cum să ajungă la voi? Sau ți s-a întâmplat să căutați un lucru cu mare grijă, dar nu acolo unde a fost pierdut, unde nu era pierdut și nicio șansă de a fi găsit? Atunci am înțeles misterul. Eu am trimis odată o solicitare și am folosit cele mai frumoase și convingătoare cuvinte și argumente posibile pentru un plan foarte bun care trebuia să fie acceptat. Doar la prima vedere, niciodată nu a venit răspunsul. Ce cu oamenii ăștia, Dumnezeu? Eu dacă citeam așa ceva, păi, de mine, eu aș fi răspuns înainte să citesc. Păi e posibil. Când mă uit, scrisese mesajul ăsta, dar am uitat să apăs send. Era, rămăsese acolo la mine în computer. Și eu așteptam răspunsul mult și bine, n-avea cum să vină. Iubiții mei, planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine nu s-a încheiat în momentul în care Iisus a spus s-a sfârșit. Nu. Planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine s-a încheiat în momentul în care tu ai spus vino Doamne Iisuse. Și nu vino pe nori, și nu vino în lume, și nu vino în istorie, ci vino în viața mea. Aceasta este cea din tâi venire. Dacă aceasta nu este, nimic nu este. Domnul a spus, s-a sfârșit în dreptul planului lui Dumnezeu pentru noi. Dincolo de aceasta este așteptat da sau nu al tău și abia atunci se poate spune că s-a încheiat planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Așadar, este extrem de important răspunsul pe care îl dăm planului lui Dumnezeu cu viața noastră. Acesta e ceea ce determină. Mântuirea n-a fost pregătită pentru o anumită biserică, așa cum au scris unii scriitori, că mântuirea nu există în afara bisericii noastre. Bine, să vă fie de bine, să vă bucurați, vorba bănățenilor, Domnul să te îmbucure, dar dincolo de lucrul acesta, Scriptura spune nu. Nu, Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor. El dorește ca niciunul să nu piară, ci dorește ca tot să vină la pocăință. Acesta este Domnul. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Dar de ce nu toți? Din cauza că nu s-a terminat planul de mântuire atunci când Dumnezeu și-a încheiat lucrarea, ci când tu ai spus da sau nu. Acolo se încheie lucrul acesta. Ai scris mesajul acesta, dar n-ai apăsat send, a rămas acolo la tine. A rămas în telefonul sau în computerul tău. Sau de multe ori ai făcut un plan în mintea ta și cum au spus anticii, drumul spre iad este pavat cu intenții bune, au zis ei. Da. Dacă era o intenție bună, era dusă la bun sfârșit. Aceea este intenția bună. Dacă a fost doar intenție, n-a fost bună și nu a fost dusă la sfârșit, n-a fost o intenție bună. Ci a fost o simplă trecere prin minte a unui gând, care n-a prins rădăcini, ci așa cum a spus Mântuitorul, s-a uscat repede cum a dat soarele. Gând a fost o sămânță bună, dar n-a avut niciun fel de viață sau de viitor din cauza că n-a prins rădăcini în ființa noastră. Acolo de-abia se încheie planul lui Dumnezeu. În cadrul cuvântului pe care l-am învățat împreună până acum și vom mai învăța și mâine seară, aș dori să ne oprim o clipă, nu asupra ceea ce s-a întâmplat la mormântul lui Lazar, ne este clar tuturor acolo într-o măsură mai mică sau mai mare, ci aș vrea să mergem în popor, să stăm împreună în adunare și să vedem ce zic oamenii după ce s-a întâmplat așa ceva. Acest lucru este foarte important, fiindcă minunea nu s-a terminat în clipa când Iisus a spus vino afară și a ieșit afară. Am găsit un frate care zicea, cum să iasă dacă era legat, așa, n-a avut cum să iasă. Lasă că îl întreb, matale, când a venit, o să-ți povestească el cum a ieșit până la urmă. Dar Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, te gândești, mi-a dat că se împiedică în cârpele sau zdrențele cuiva care legase picioarele. Zic că faptul că l-a înviat nu e nimic pentru tine, dar sunt importante zdrențele cu care a fost legat la picioare. Zic că uită capitolul ăsta. Să nu pierdem din vedere conținutul din cauza ambalajului, acum zic. Dar, iubiții mei, nu s-a terminat această lucrare a lui Dumnezeu în momentul în care El a spus vino afară. Nu s-a terminat. Abia când oamenii care au fost acolo prezenți și au spus cuvântul lor,
unul sau altul, abia atunci s-a încheiat lucrul acesta. Și s-a încheiat diferit pentru fiecare în funcție de răspunsul pe care l-a dat. În ce îl privește pe Dumnezeu, tot ce este necesar pentru mântuirea noastră a fost săvârșit. Fără nicio lipsă, e desăvârșit ca Dumnezeu. El însă niciodată nu-și va lua rolul de a răspunde în locul nostru. Ne va lăsa întotdeauna libertatea aceasta, care însă e însoțită de această înfricoșătoare responsabilitate. Și ea este cea care dă direcția și destinul, răspunsul pe care noi îl dăm lucrării lui Dumnezeu. Așadar, Ioan 12 cu versetul 9, aici este un text 2 Tesalonicen 2 cu 13, trebuie schimbat. Este din Ioan 12. O mare mulțime de iudei a aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Înțelegeți de ce vin oamenii aici la biserică? Domnule, am venit să vedem pe Iisus. Nu, lasă, uite-te la Iisus. Așa este, cu un ochi mă uit la Iisus, dar cu celălalt mă uit la voi. Știți de ce mă uit? Că ei au venit să vadă pe Iisus, dar a venit să vadă și pe Lazar totodată. A venit aici să vadă pe Iisus, dar a venit să te vadă și pe tine. Și citesc orice fel de detaliu, interpretează. O doamnă în vârstă îmi spune, în timpul unei evanghelizări, s-a ridicat în public și a spus, domnule predicator, dar pe fetele alea din spatele dumneata, acolo era corul, dar pe fetele alea din spatele dumneata, nu le interesează ce spui, domnule? Și eu mă întorc înapoi, că ele tocmai mestecau un grabă, gumă, ceva, erau ocupate acolo, și mă întorc înapoi și zic, fetelor, ce face, mă, vă interesează sau nu? Auzi ce ne întreabă doamna asta. Fiecare s-a ascuns unde a putut, în sfârșit ne-am revenit după aceea. Oamenii au venit să vadă pe Iisus, dar au venit să vadă și pe Lazar. Și vă rog să nu uităm, în primul rând, ca părinți, acesta este punctul cel mai sensibil al lumii noastre, în primul rând ca părinți, vă rog să nu uităm lucrul acesta. Copiii nu te vor întreba niciodată dacă ești adventist sau baptist sau pentecostal. Nu acest lucru îi interesează generația aceasta. Ci pe ei va interesa ce a făcut din tine treaba asta. Ce fel de produs, ce fel de fruct crește în pomul ăsta? Și în cazul că este amar, colțuros, tăios, otrăbitor, are crize, are probleme, copilul știe și lui nu-i va trebui niciodată așa ceva. În cazul că este vindecător, întăritor, prospătează viața, îi va trebui totdeauna. Nimeni vreodată nu-l va convinge pe el care a simțit puterea și tăria, dulceața, conținutul vieții acesteia de credință în părinții lui. Pe ei nu interesează cum se numește. Puteți să mă ascultați o clipă, am fost la un medic musulman, o persoană în vârstă, cu dantura. Și după multe vizite, cam de 5 ore am fost acolo la el, am sesizat prima dată de cum am sosit la un semnal mic, au fost prezente imediat toate asistentele medicale, îmbrăcate în negru, cu eșarfa aceea, cu toate, în jurul meu și mi-a spus, zi ceva. Mi-am dat seama că eu nu-i văzusem nici ei pe mine, dar mă știau ceva de mine. Și am zis câteva cuvinte acolo și de fiecare dată la fel și odată nu am mai chemat pe grupul acesta de lucrătoare. Și atunci a stat lângă mine numai doctorul și mi-a spus așa, domnule, regret că nu stau în orașul ăsta unde ești, pentru că aș dori să fiu membru al congregației tale fără să întreb cum se numește. Pe cum să nu întrebi cum se numește? Tu ești musulman și eu sunt creștin. Cum să nu întrebi? Nu, n-aș întreba cum se numește. Și spun de ce. Pentru prima dată în viață am trăit acest mare adevăr că Dumnezeu iubește omul și că Dumnezeu mă iubește și pe mine. Pentru prima dată de când m-am născut eu cumva, eu n-am vorbit despre acest lucru. Nici nu mi-aduc aminte să fie atins cuvintele acestea. Dar aceasta a fost concluzia pe care a tras-o el din ceea ce am vorbit acolo împreună. Copiii tăi și oamenii de la biserică și colegii tăi de serviciu nu sunt interesați cum se numește denominațiunea sau firma la care mergi tu. Pe ei îi interesează ce produce, ce fel de oameni, asta întreabă Biblia,
Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi dacă e vorba de o astfel de mărturisire de credință? Aceasta este esența, aceasta e generația noastră. Generația noastră nu întreabă cum se numește o credință sau o denominație. Pe ea o interesează ce produce, este foarte, foarte cu picioarele pe pământ în direcția aceasta. De aceea, venind ei acolo, au căutat să vadă nu doar pe Iisus, ci să vadă și pe Lazar. Și scrie Sfânta Scriptură reacția. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. De ce? Versetul 11. Căci din pricina lui, în cauza ta, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Auzi ce moarte frumoasă! Să te omoare pentru că mulți oameni au plecat și au crezut în Iisus din cauza ta. Au văzut în Iisus adevărul lui Dumnezeu. Lumea a crezut, așa a spus Mântuitorul. Semnul lui Dumnezeu este dragostea dintre oameni manifestată. Și anume, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Vă puteți da seama? Tată, Doamne, fă-i să fie una ca să creadă lumea că Tu m-ai trimis pe mine. Deci nu este o problemă de administrație aici la biserică, nu este o problemă de familie, cum o ducem noi, cum ne înțelegem, cum nu ne înțelegem. Este mult dincolo, se discută de Dumnezeu. Ei văzând aceasta, să creadă că Tu ești Cel care m-ai trimis. Merge mult mai departe decât ne-am gândit noi așa pe linie socială. Au hotărât să omoare și pe Lazar din cauza vieții lui. Datorită vieții acestui om, mulți oameni au crezut în Iisus. Nu e lucrarea noastră să conducem pe cineva să creadă în Iisus. Noi nu putem face lucrul acesta. Noi trăim această viață și credința în Domnul nostru Iisus Hristos este concluzia și hotărârea unui suflet care îți vede viața ta. Am zâmbit cu ocazie când o familie de intelectuali trecea pe trotuar, au văzut lume multă la Alexandria și s-au oprit acolo și au zis, ce se întâmplă aici? Și o doamnă în vârstă i-a spus, păi nu i-a auzit, a venit Nicu Butoi. Cine e ăsta? Ce treabă? Ce știa de dânsa de treaba asta? Nimic. Și totuși, dumneai mi-a spus, am fost într-o emisiune TV împreună, dânsa mi-a spus, zice, felul cum a vorbit femeia așa odată, cu așa convingere, cu așa accent, am zis, băi, să știi că e ceva, adică n-ar spune așa din senin. Ia să vedem noi despre ce este vorba aici. Și așa se face că au reușit și au ajuns până la ușă, n-au putut să intre în sală, în Casa de Cultură, au ajuns până la ușă, au văzut un om acolo care vorbea ceva, nu știu despre ce, pentru că nu cunoșteau limba sau limbajul acesta al credinței, nu, dar în aer era un anume spirit. Și când s-a încheiat prezentarea aceasta, s-au privit unul pe altul și au spus în cuvinte simple, să știi că e adevărat. Nu știm ce, dar sigur e adevărat. Adică Duhul lui Dumnezeu este Cel care câștigă inima cuiva. De aceea a venit oamenii acolo să-L vadă și pe Lazar. De aceea copiii tăi se vor uita la tine, ca să vadă ce a făcut credința aceasta din tine, ce fel de om ești tu ca urmare a credinței, dacă e cazul și pentru el să adopte drumul acesta, sau este cazul să-și vadă de treabă și să spună, nu aș vrea în viața mea să ajung așa ceva, mie nu-mi trebuie lucrul acesta și voi căuta un alt drum în viață. Văzând pe Lazar, oamenii au tras concluzia că Iisus este adevărat. Acesta e Fiul lui Dumnezeu, din ceea ce a văzut în viața Lui. Totdeauna am învățat aseară că se cere un singur lucru de la noi, care trebuie să fie începutul și care rămâne esența tuturor lucrurilor pe care le săvârșim în viață, și anume dragostea adevărului, dragostea de adevăr. Noi trăim într-o lume care înoată în altfel de ape, peste tot, și încă unii spun, Doamne, dacă nu înoți în apele astea, nu poți să trăiești, n-ai cum să trăiești aici, situația e de așa natură, aceasta este viața. Nu este cazul, nu e cazul să micșorăm puterea lui Dumnezeu într-o lume, vă rătăciți fiindcă nu cunoașteți câtă putere are Dumnezeu. Din cauza aceasta, cineva ajunge la concluzia aceasta.
Dar Biblia a spus, mântuirea este așezată pe acești doi stâlpi, curăția cugetului și credința adevărului. Doamne, nu aș putea să dau o definiție acum sau să aduc aici vreun tratat despre adevăr pe care l-au adus de la antici până la... Nu, dar am în suflet lucrul acesta și dorința aceasta, iubesc adevărul, ajută-mă să iubesc adevărul, dăm darul acesta al iubirii pentru adevăr. Acesta era adevăratul motiv al oamenilor care vroiau să omoare și pe Iisus, vroiau să omoare și pe Lazar. Adevăratul lor motiv era această invidie sinucigașă de care se îmbolnăviseră sufletele oamenilor acestora. Când au văzut că toți merg după el, au hotărât să-l omoare. Și mai grav, Sfânta Scriptură spune că în momentul în care au văzut minunea minunilor cu privire la Lazar, imediat s-a dezbinat adunarea aceea, s-a despărțit în două. Unii oameni au crezut în Iisus pe baza minunii lui Lazar și alți oameni care au văzut aceeași minune cu Lazar s-au dus imediat și au spus fariseilor și preoților, care au făcut imediat un comitet și au votat să ucidă pe Iisus. Hotărârea nu a fost a preoților, aș vrea să ținem bine minte aceasta, iubită adunare. Hotărârea nu este a pastorului sau a conducătorilor. Am văzut multe lucruri scrise în dreptul lor. Nu. Hotărârea este de aici. Hotărârea este din aceste. M-a exclus pastor, a spus cineva. Nu. Te-a exclus oamenii din bancă cu mâna sus. Pastor putea să spună orice. Dar hotărârea aceasta aparține lor. Și dacă ați observat, acesta e cuvântul lui Dumnezeu spus către Samuel. Doamne, uite ce se întâmplă, vor să pună un împărat, vor să se lepede de tine și vor să pună un om. Și Dumnezeu a spus, ascultă glasul poporului. Nu era glasul lui Samuel acesta, era glasul poporului. Vrem un împărat așa cum au celelalte neamuri. Acest lucru s-a întâmplat și în momentul în care Dumnezeu a instalat pe omul pe care l-a ales Dumnezeu, dintre mulți a spus, uite, acesta este omul și așezați-l aici. După ce l-a așezat, s-a adresat întregului popor și a spus, iată împăratul pe care l-ați ales voi. Da, parcă tu l-ai ales, parcă tu ai făcut minunea aceea. Păi da, dar cine a cerut așa ceva? Voi, ascultă glasul poporului. După care ei și-au dat seama că lucrul acesta a însemnat despărțirea de Dumnezeu și a spus, la toate păcatele pe care le-am făcut, am mai adăugat și pe ăsta, că am ales atât de greșit. Aici, la mormântul acesta, s-a împlinit cuvântul lui Iisus care a spus, n-am venit să aduc pacea, ci oamenii vor fi dezbinați din cauza mea. Și din cauza lui s-au dezbinat pe loc. Unii au pornit într-o parte, alții au pornit în partea cealaltă. Haideți să mergem o clipă chiar în locul acesta și să urmărim cu atenție ce se întâmplă acolo. Toate lucrurile în final duc la Dumnezeu. Și anume, din ceea ce un om trăiește și vorbește, sau din ceea ce se întâmplă, fie în natură, fie în societate, un om trage niște concluzii despre Dumnezeu. Acolo se termină gândirea noastră. Învățăm ceva despre El. Iisus se apropie de mormântul lui Lazar și le spune la oameni, dați piatra la o parte. Piatra este dată la o parte. Știți de ce a pus să dea piatra la o parte? Pentru că unii ar fi spus, Dom'le, a fost o iluzie din asta, hocus pocus, așa. Ce? Am văzut, dar nu a fost. Ce m-am văzut, dar n-a fost când noi ne-am opintit toți, ne-am rupt spinarea să dăm piatra la o parte. Știți de ce a trimis acasă 12 coșuri de fărămituri de pâine? Pentru că unii spuneau că este iluzie optică, furmă, vi s-a părut vouă. N-ați mâncat nimic, sunteți leșineați de foame și vi s-a părut că ați mâncat. Și... Păi nu știi când ai visat atunci că mâncai și erai mor de foame. Nu, și Iisus a spus, fiți atenți, luați 12 coșuri de fărămituri și dați la găini, la oameni, că și vedeți dacă e real lucrul acesta. Nu, Dumnezeu nu cere o credință absurdă, o credință din aceasta suspendată, ci pretutindeni în Biblie vom găsi această expresie, iată semnul, ți-am cerut lucrul acesta, să crezi lucrul acesta, iată semnul după care vei cunoaște aceasta. Și pentru fiecare aspect al credinței există în viața personală un semn. Nu?
Tu spui că ai crezut în iertarea păcatelor tale. Bine ai făcut. Care-i semnul, te întreb? Păi ce semn? Pe care-i semnul? Ce-a făcut din tine lucrul acesta? Ăsta-i semnul. Iertarea păcatelor nu este un gest juridic care se întâmplă undeva în niște acte. Unul falsifică acte și zice că ăsta care e păcătos e credincios. Și atâta tot, s-a terminat. Nu, nu se întâmplă lucrul acesta. Iertarea este o putere care se manifestă în noi. Omul acela care a crezut cu adevărat în iertarea lui Dumnezeu și a primit iertarea aceasta în viața lui, abia atunci se termină iertarea. Iertarea nu se termină cu Doamne iartă-mă. Nu. Iertarea se termină când tu devii o ființă iertătoare. Acesta este semnul că ai primit și ai înțeles iertarea. Acolo se închide cercul. Dacă nu, ai scris mesajul, dar n-ai apăsat pe buton și a rămas la tine. Acolo. Nu s-a întâmplat nimic, e vorbă goală. Dacă tu ai spus că ai crezut textul de aur al Scripturii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dacă ai crezut cu adevărat acest lucru, el se transformă într-o putere în tine, transformă ființa ta și tu devii o ființă iubitoare. Acesta e semnul că ai crezut așa ceva. Iată semnul. De aceea i-a pus Iisus să împingă fiatra de la marginea mormântului și au simțit și au trăit lucrul acesta ca o experiență reală. Iisus putea să facă lucrul acesta cu un simplu gând. Nu avea nevoie nici să pună mâna pe ceva acolo. Cu un simplu gând. Dar el nu face așa ceva pentru că el te face pe tine părtaș lucrării pe care vrea să facă în viața ta. Tu ești mâna dreaptă a lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care vrea să o facă în viața ta. Tu ești mâna dreaptă. Tu nu ești un spectator la ceea ce se întâmplă cu tine. Tu nu ești sub anestezie și doctorul lucrează acolo. No, tu ești împreună lucrător cu Dumnezeu în lucrarea care se întâmplă în viața și ființa ta. Tu ești primul om pe care îl cheamă Dumnezeu când spune să facem un om nou din tine. Și atunci, împreună cu tine, împreună lucrător cu Dumnezeu, se produce această lucrare a Lui în viața noastră. Iată semnul. E simplu să spui un lucru care însă nu are niciun fel de evidență. E simplu să vorbești aceasta. Ce tot înșiri tu legile mele, întreabă Biblia, și tu nu ai niciun respect față de mine? Păi știu pe din afară, capitolele toate, versetele, psalm, Biblie, toate le știu pe din afară. Și ce cu asta? Ce, satana nu știe? Care e diferența între tine și satana? Ce tot înșiri tu legile mele dacă tu n-ai respect față de mine? Care e semnul? Care este semnul că aceste legi, acest cuvânt este viață în tine? Nu, noi am citit. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu, foarte bine. Și care-i semnul? Păi semnul este acesta, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am văzut slava Lui. Am văzut, am trăit acest lucru. Ce am văzut cu ochii noștri, iată semnul. Ce am pipăit cu mâinile noastre, acesta este adevărul. Iată semnul că era adevărat cuvântul acesta. După ce piatra a fost dată la o parte, Iisus va spune cuvântul acesta de neimaginat de important. El nu este o adresare către unul dintre noi, ci este un cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează problemei morții. Niciodată n-a fost rezolvată această problemă în istoria umanității, moartea. Absolut, n-a scăpat nimeni, nici bogatul, nici împăratul, nici puternicul. Nu a scăpat nimeni, e sigur în dreptul fiecăruia. Excepție, cel care a venit și a dovedit prin viața lui că are o soluție și un răspuns la problema morții. Acesta e Mântuitorul. Nimeni altcineva nu poate să spună lucrul acesta. Și din nou resubliniez ideea de aseară. Nu e vorba de Iisus și de Buddha și de alții. Este vorba că așa stau lucrurile. Este vorba de valoare reală. E vorba de adevăr. Cine altul a stat în fața unui mormânt dând comanda aceasta morții? Eliberează imediat pe omul ăsta, a fost eliberat pe loc. Dar mi-a zis cineva, zice, păi cum, Doamne, Iisus vorbește cu morții? A vorbit, nouă ne spune să nu vorbim cu morții, că este vrăjitoarea din Endor și uite așa sunt. Și El vorbește cu morții? Și am spus, nu, Iisus nu vorbește cu morții. Tu ai o problemă gravă. Tu ai crezut pe diavolul care ți-a spus, vei fi ca Dumnezeu, tu nu ești Dumnezeu.
Pentru el toți sunt vii, pentru tine miroase rău după 4 zile. Biblia asta scrie. Noi cei vii știm, dar cei morți nu știu nimic. Nu, dar tu nu ești Dumnezeu. Când el a vorbit cu Lazar, n-a vorbit ca și cum vorbeai tu cu morții. Sau cum a vorbit Saul cu vrăjitoarea din Endor, nu. Când Iisus a vorbit lui Lazar, a vorbit cu autoritatea lui Dumnezeu, pentru care și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Acesta e Dumnezeu. Și trebuie să, omul trebuie întotdeauna să-și cunoască limita lui de om. S-a apropiat și a spus, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză, cu fața înfășurată, cu un ștergar. Păi vedea pe unde merge, las, că a avut cine să-l ducă de mână, nu-i problemă de asta. Are Dumnezeu căi și mijloace de neimaginat. Sfânta Scriptură spune că a dat porunca: dezlegați-l și lăsați-l să meargă, în timp ce oamenii care erau acolo au reacționat cu totul diferit. Sfânta Scriptură spune în versetul 45, mulți, nu toți, mulți, unii, nu oricine. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Asigură-te bine și înțelege despre ce este vorba. E vorba de cineva să creadă în tine, voi ce sfânt trebuie să fie Sfântul Lazar dacă l-a înviat. Nu, este vorba nu de Lazar. Este vorba de cel care l-a înviat pe Lazar. Au crezut în Iisus și Sfânta Scriptură spune mai departe, unii din ei, alții deci, s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Ăștia erau turnătorii, se numesc. Ei au fost prezenți acolo, au luat notă tot ce s-a întâmplat. N-au procesat nimic în creierul lor. Dom'le, nu înțelegi că a fost confruntată moartea? N-are nimeni un răspuns pentru moarte pe pământul nostru. E singurul care a dat răspuns morții. N-a avut nicio importanță pentru ei. Dintre toate prejudecățile, nu există niciuna mai puternică și mai groaznică decât prejudecata religioasă. Niciodată un om nu face răul cu atâta convingere ca atunci când crede că face o slujbă pentru Dumnezeu, a spus Mântuitorul nostru. Va veni vremea când vor crede, vă vor omorâ crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Știți bine ce au zis tinerii aceștia care au intrat cu avioanele la 11 septembrie în blocuri? Ei au făcut asta pentru Dumnezeu. Așa au lăsat notă în camera de la hotel unde au plecat. Doamne, ajută-mă să fac ceea ce știu că ți este plăcut. De unde ai luat lucrurile acestea? Cu gândul acesta. Nu există o prejudecată mai puternică și mai devastatoare decât prejudecata în direcția aceasta. De aceea, tu trebuie să iei totdeauna gândul tău, impresia ta, convingerea ta, părerea ta. Și dacă ești o ființă iubitoare de adevăr, nu iubitor de sine, iubitoare de adevăr, atunci tu trebuie să iei gândirea ta și concepția ta și să o așezi frumos înaintea lui Dumnezeu și să-i spui așa: ce vezi aici? Că mie mi se pare că sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, așa mi se pare mie despre mine, dar tu ce vezi aici? Păi hai să spun eu ce văd. Și atunci tu nu vei privi prin ochii tăi, privești prin ochii lui și aceasta este singura cale de acces către adevăr. Niciodată nu avem acces la adevăr decât atunci când privim prin ochii lui Dumnezeu. El este acela care are toată puterea de a face ochii noștri să vadă adevărul așa cum este în Hristos Iisus. Ni s-a și dat acest exemplu de-a dreptul uluitor despre tânărul Gehazi, care avea o vedere perfectă. Nu spune că purta ochelari, nu, niciun caz. Și cu toate acestea, el rămâne mirat, s-a gândit că Eliseu să se roage: Doamne, ia-i frica din suflet băiatul ăsta, că tremură ca o piftie, săracu, uite, nu mai știe ce să facă, ia-i frica din suflet. Nu s-a rugat pentru frica lui, nu. Știa că frica lui are o cauză. Și cauza era necunoașterea puterii lui Dumnezeu, nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Deschide ochii băiatul ăsta, ia, ca să vadă. Păi stai, Doamne, dar vede foarte bine care e. Deschide ochii. În momentul când i-a deschis ochii la un alt nivel de vedere, atunci el a văzut o altă lume. Aceea era lumea adevărată, aceea pe care o vedea el, era cea imaginată de mintea lui datorită vederilor lui scurte, era miop. El nu vedea mai departe de atât decât înconjurat, știa, frate, în 20 de minute nu mai suntem niciunul, ne-a terminat. Asta e tot ce vedea el.
Dar când Dumnezeu i-a deschis ochii, a văzut o altă realitate. De aceea, tu și cu mine, trebuie să venim totdeauna înaintea lui Dumnezeu absolut liberi. Noi nu ne alipim de convingerile noastre. Aceasta este idolatrie, închinare la sine, te închin la mintea ta. Noi nu ne alipim de convingerile noastre. Tu să te alipești de Domnul Dumnezeul tău. Asta spune Scriptura. Dacă vrei să-ți înțelegi convingerile tale pe care le ai, să te alipești de Domnul Dumnezeul tău. Problema este că atunci când insiști și vrei să rămâi, nu, refuzi confruntarea cu adevărul, în clipa aceasta faci ce au făcut oamenii ăștia, au hotărât să omoare pe Iisus. Dai pe Dumnezeu afară din viața și ființa ta ca să rămâi cu mintea ta, cu hotărârile tale, cu căile tale, cu planul. De ce credeți că evoluționismul a avut nevoie în primul rând să scoată pe Dumnezeu din ecuație? De ce? Pentru că în prezența lui Dumnezeu nu se poate minți. N-ai cum. El este Dumnezeul adevărului și dacă nu-L dăm pe Dumnezeu afară, imediat iese rugina prin vopsea, adică se vede despre ce este vorba. De ce comunismul a avut prima grijă? Ce treabă ai, Doamne? Pune oamenii să lucreze la strung, la câmp, ce treabă ai, dumneata, cu sufletul cuiva? Am treabă, pentru că în momentul în care un om crede în Dumnezeu, nu poate fi mințit. N-ai cum, se întâmplă, Dumnezeu îți dă Duhul adevărului. Și acela care crede și primește darul acesta, tot Dumnezeu îi dă un simț al deosebirii duhurilor, știe când este mințit și știe când îi se spune adevărul, înainte de orice evidență. După aceea vine evidență care confirmă sau infirmă o gândire sau alta. Dar duhul pe care, duhul adevărului, așa cum a spus Sfânta Scriptură, pe care ni-l dă Dumnezeu, ne ajută în primul rând să nu trăim într-un fals ca acesta noi înșine și al doilea lucru, să nu cumpărăm de la cineva un fals de felul acesta. Sunt oameni care au suferit inimaginabil. Inimaginabil, de pe urma unui fals. Au cumpărat o pictură falsă pe care au plătit o avere întreagă și când s-au dus... Domnul, eram așa convins, juram, intram în foc că este adevărat, e originală, n-a fost, a fost un fals, un mare fals, s-a pierdut absolut tot. Adevărul lui Dumnezeu poate fi cunoscut doar în lumina prezenței lui Dumnezeu și prin darul acesta. Dar darul nu-ți folosește la nimic dacă nu este însoțit de dragostea adevărului. Dragostea adevărului precede coborârea darului asupra sufletului nostru. Și Sfânta Scriptură spune ce înseamnă să ai darul acesta al iubirii adevărului, oricare va fi el, indiferent unde mă duce sau ce se întâmplă, dacă e vorba de adevăr, dacă e vorba de tine, Doamne, te voi urma. Ei urmează pe el oriunde merge el, când e vorba de tine. Unii dintre ei s-au dus la farisei și s-a luat imediat un vot care este exprimat aici în versetul 48. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul și neamul. Au amestecat imediat religia cu politica. Știți că Iisus a fost condamnat pe motive politice în final. Da, s-a spus că este împotriva cezarului și El era cel datorită căruia trăia cezarul. M-a întrebat un medic musulman, cine e mai mare, Hristos sau Mahomet? Zic, Mahomet e mai mare decât Iisus, pentru că Iisus întreabă cine e mai mare, cine mănâncă la masă sau cine servește, ospătarul de la masă. Păi zice, cine mănâncă la masă? Boierul e mai mare, sigur că da, ospătarul. Zice, vedeți, eu sunt domnul și învățătorul vostru, dar mijlocul vostru sunt ca unul care servesc. Și la fel scrie că se va întâmpla pe nouă pământ, se va încinge și va servi din nou. Acesta este el. Și tânărul doctor și-a pus mâinile în cap, niciodată în viața mea. De unde? Tu ești creștin? M-a întrebat. Da, de unde ai învățat asta? De la Iisus? Păi zic, El a zis. A spus Iisus așa ceva? Da. El a spus treaba aceasta. El a spus că este slujitorul tuturor și că nimeni nu se poate coborâ la o treaptă de umilință mai adâncă decât aceea la care s-a coborât El. Nu există așa ceva. El este acesta. Și zic așa că... Iisus i-a dat viață lui Mahomed, Iisus i-a dat putere, i-a dat lumină, minte să înțeleagă, să discerne. A făcut tot ce era necesar pentru ființa aceasta ca să cunoască și să aleagă adevărul și să fie mântuit în final. Acesta este Domnul.
Și acest lucru l-a făcut El și îl face cu fiecare dintre noi. Ați observat cu câtă smerenie vorbește cu acest rebel, Iona, profet, pastor, rebel. El nu ascultă de nimeni, nu vrea să știe de nimeni. Măi, nu înțeleg că te-a trimis Dumnezeu, ce dacă? S-a spus să mergi acolo, nu, eu mă duc dincolo. Și a plecat în direcția așa. Domnul merge după el și îl urmărește nu cu bicicleta, ci cu balena și tot ce se întâmplă acolo, până la urmă se săvârșește lucrarea aceea nemauzită, este cel mai de succes pastor care a câștigat tot orașul. Nu e niciun pastor care a câștigat tot orașul la credință. El a câștigat tot orașul la credință. Dar nu asta vrea el. Păi frate, nu înțelegi însemnătatea lucrării. Nu are importanță 120.000 de oameni care nu știu să erau ignoranți, nu știau să deosebească dreapta de stângă. Nu are importanță. Frate, nu înțelegi că este o cetate întreagă. Nu are importanță lucrul ăsta. Este supărat și stă acolo și... Uitați-vă la umilința lui Dumnezeu. Îi face un evantai. Și în căldura aceea se simte foarte bine când... Da. Și după aia s-o sucă evantaiul. Și cade planta jos. Și atunci omul imediat se revoltă din nou. El era foarte, s-a prindea foarte ușor, era din ăsta inflamabil. Imediat nu e nevoie de mult efort să ia foc. Trebuie să umbli cu mare grijă, ai văzut semnul acolo, produse inflamabile. Și e câte un om care e produs inflamabil, nu umbli cu chibrite pe lângă el, cu treburi dumneavoastră, că ia foc imediat. Și când era el în situația aceasta, și revoltat, Domnul Dumnezeu cu adâncă umilință îi vorbește. Auzi, nu e bine să te superi. Te produce niște acizi toxici în corp, în rinichi, în creier, devastează. Nu e bine, nu e sănătos. Nu, eu mănânc sănătos, dar de trăi, trăiești sănătos? Bun. Nu e bine să te superi. Nu e bine să te superi. Supărarea duce numai la rău. Nu. Hai să stăm de vorbă. Deci hai să gândim amândoi, logic. Deci ție îți pare rău de niște frunze care... au apărut și au dispărut fără ajutorul tău. Nu tu le-ai făcut, nu tu le-ai uscat, nu tu le-ai dat. N-are legătură cu tine. Dar îți pare așa de rău și ești așa de indignat și de supărat. Și mie, tu care te superi pentru trei frunze, mie îmi ceri să nu țin seamă de 120.000 de oameni care sunt aici. Ai hotărât tu că ăștia nu sunt mântuiți și n-ai tu nevoie de așa ceva. Cu câtă umilință se apleacă Dumnezeu, cu câtă răbdare Mântuitorul nostru tratează pe oamenii aceștia care se întorc de la mormântul lui Lazar, revoltați, să se ducă să toarne. Și s-au dus și au turnat. Și a avut de plină răbdare. Eu cred în adâncul sufletului meu că unii dintre ei ne vor spune lucrul acesta în persoană. Eu sunt dintre cei care m-am întors înapoi și am denunțat. Am spus și am făcut lucrul acesta. Răbdarea lui Dumnezeu l-a adus înapoi, dar tema pe care era zidită, hotărârea lor de a ucide pe Iisus și pe Lazar, era invidia lor cumplită față de faptul că oamenii credeau în El. Niciodată nu va fi mai ușor sau mai simplu. Niciodată nu va fi mai puțin riscant să fii un martor pentru Dumnezeu. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Lucrurile rămân tot acolo, dar nu există o bucurie sau o răsplată mai mare în dreptul familiei tale, a copiilor tăi, soț, soție, prietenii tăi. Nu există o bucurie mai mare decât să vezi pe cel iubit de tine în comuniune cu Dumnezeu. L-ai adus în locul în care va comunica cu Dumnezeu. Din clipa aceasta, a spus Simeon, eliberează pe robul tău, stăpâne, am văzut unde merg lucrurile și sunt convins că, zice, știu cu cui am încredințat așa ceva, spune Pavel, eu voi fi turnat ca o jertfă de băutură, nu e, dar știu în mâinile cui am încredințat o astfel de lucrare. Ultimul lucru pe care aș dori să-l împărtășim împreună este o expresie pe care o găsim în versetul 1 din capitolul 11. Cine era Lazar? Cine poate să-mi spună cum îl definește Biblia pe Lazar? Cine era el? Versetul 1. Am să vă spun. Era un oarecare. Așa scrie aici în versetul 1. Un oarecare Lazar. Păi e una să fie domnul Iohannis sau nu știu cine, toată lumea știe la televizor, toată lumea, asta e una. Și un oarecare, auzi. Un oarecare pentru tine, un oarecare pentru societate, dar nimeni nu este un oarecare pentru Dumnezeu.
Ești iubit de Dumnezeu ca și când ai fi singurul sub ceruri. Nu un oarecare, ci unicul fiu al lui Dumnezeu. Până acolo încât Iisus îi cere ceva greu lui Dumnezeu. Îi spune așa, convinge-i pe oamenii ăștia că tu iubești pe ei cu aceeași iubire cu care m-ai iubit pe mine. Nu va fi ușor să credem așa ceva. Mă gândesc mai bine ar fi să-i spunem cum a zis Petru, Doamne, Tu toate le știi, știi Tu, dacă zici Tu că este așa, da. Dar noi omenește nu avem puterea aceasta. Un oarecare? Nu există un oarecare. În America sunt mulți homeless, oameni fără casă, pe străzi, în diferite locuri. Și când apar la televiziune reportaje cu cine era omul acela de sub hainele acelea nenorocite, murdare și în situația aia groaznică și aflăm că omul acesta a fost campionul din anul cutare, omul acesta era un cântăreț la operă, omul acesta a fost un profesor, acesta a fost un inventator, un om de știință, un fizician, un doctor, un mare doctor. Și cum de-ai ajuns aici? Biblia spune, Duhul doborât în tristare, nu mai trebuie nimic, nimic. S-a prăbușit acolo. Dar el nu este, în timp ce e pentru societate un oarecare, nu este un oarecare pentru Dumnezeu, ci este privit ca și aceia care a fost așezat pe cea mai înaltă treaptă. Au zis cum îl prezintă Domnul pe Lazar. Lazar, zi tare, prietenul nostru. Pe cui a mai zis Dumnezeu așa? Lui Abraham, lui Moise. Da. Și cui a mai zis așa? Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu? Adică, Iisus, ai văzut multe, dar n-ai luat seama. Ai auzit multe, ți-ai astupat urechile. Prietenia lui Dumnezeu este păstrată pentru tine și pentru mine. Așa ne privește Dumnezeu. Binecuvântarea care a venit peste omul acesta, care a fost în via din morți, să vină și peste noi toți. Prin care Sfânta Scriptură spune, voi erați morți în păcatele și greșelile voastre, dar ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru darul vieții. Tu ești acela, Tu ești cel din tâi și Tu ești singurul care ai confruntat moartea. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru biruința Ta. Închinarea noastră, Tatăl nostru, cerem de la Tine să fie curată și deplină. Să nu rămână nimic în viața noastră care să ne despartă de viul Dumnezeu. În același timp Te rugăm fierbinte să faci din viața fiecăruia dintre noi și din viața adunării noastre o mărturie, cum era mărturia lui Lazar care conducea oamenii la Dumnezeu. Ne închinăm și îți mulțumim pentru această cinste nespus de înaltă și binecuvântăm numele Tău prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.